Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 3, versetul 13. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zice el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu, preiubit în care îmi găsesc plăcerea mea. Amin. Reocupăm locurile. Îmi place foarte mult să predic din textul acesta și de fiecare dată găsesc câte ceva nou, pentru că nu știu dacă există mai puternică lecție cu obiecte. La școala duminicală la copii le place să le arăți câte ceva ca să învețe decât ceea ce a făcut Iisus Hristos. Și Domnul nostru ne spune în seara aceasta un lucru extraordinar de important. E vremea ca să înțelegeți că pocăința noastră și credința noastră începe la fiecare dintre noi cu un act pe care trebuie să-l facem, un act public, un act puternic, un act binecuvântat, care este botezul în apă. Cana Antarctica. Nu, serios că e mai caldă decât... O să predic până se încălzește apa, să știți. De-aia tot verific la început, la mijlocul predicii și văd dacă mă trebuie lungit, promit că până când se poate face ceai din ea. Bine, și atunci ne întrebăm cu toții ce e botezul. Am avut anul care a trecut, că acum încă suntem noi așa în februarie, în biserica noastră din Beiuș, un an excepțional, s-au botezat 325 de oameni. Am avut bucuria să slujim lui Dumnezeu, să vedem minuni fantastice, oameni care au rămas lângă Dumnezeu schimbați. Dar unul dintre lucrurile pe care le-am observat în tot acest an a fost faptul că oamenii și-au dorit ca să facă publică mărturisirea credinței lor. Există un timp în care, spuneam de dimineață, creștinii încearcă să se fofileze cât mai mult, fie ca să nu enerveze pe ăștelalți din lume, fie care să fie friendly, cum se zice pe aici la noastră, și cu el alți. Creștinismul nostru este un creștinism ascuns de catacombe, deși, vă rog să mă credeți, suntem noi cel mai persecutat grup de pe planetă, creștinii, dar avem totuși libertatea să ne închinăm. O facem pe pielea noastră dacă se întâmplă ceva și aș vrea ca să nu vă fie rușine niciodată să spuneți că sunteți creștini. Niciodată să nu vă cereți scuze pentru absoluturi. Vă rog frumos să mă iertați că eu nu fur. Cum să zice asta? Vă rog frumos să mă iertați că nu mint. Vă rog frumos să mă iertați pentru că încerc să fiu corect la serviciu, acasă, în biserică, pe stradă, în fiecare clip. Dar asta începe cu un pas și vă garantez că cine se ascunde de actul acesta, de lucrarea aceasta, se va ascunde și mai târziu de Dumnezeu. Și știți ce a spus Hristos? Hristos a zis simplu, pe cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu de el în ziua în care, și o să vă spun la sfârșitul predicii ce am vrut să zic, pentru că va veni o zi în care va trebui, că eu pot să spun foarte bine că îl cunosc pe președintele nostru, pe domnul Iohannis, dar e important nu să-l cunosc pe el, ci să mă cunosc el pe mine. Că dacă eu zic că îl cunosc și mă duc acolo la palat, să bat cu pumnii, să spun, domnule, eu îl cunosc, că l-am văzut odată la noi în târg. Ce credeți să zic? Hai că vă așteaptă președintele, vreți, chiar își dorește să bea un ceai cu dumneavoastră. De unde sunteți? Din Beiuș? Oh, Beiușul, da. Știe domnul Iohannis. Aș vrea în această seară să vă cunoască Hristos. Voi să-L cunoașteți pe El și El să vă cunoască pe voi. Și să auziți și voi din cer glasul Duhului Dumnezeu care strigă, prin care strigă Dumnezeu. Acesta este Fiul meu preiubit, acestea sunt fiicele mele preiubite în care îmi găsesc toată plăcerea. Să-și găsească Dumnezeu plăcerea în tine. Iisus a luat un lucru vechi, să știți că evreii se botezau și astăzi se botează. Și astăzi îi botează pe alții ca să devină evrei. Nu e ceva nou a te boteza în vremea aceea sau în vremea aceasta în cultura evrească. Dar Hristos ia botezul evreiesc și îl transformă în ceva nou.
Așa cum a luat pâinea și vinul și a transformat-o în ceva nou, Iisus Hristos ia un obicei pe care îl aveau evrei, acela de a-și duce convertiții spre iudaism, să vină Iisus Hristos să spună corect. De aici încolo și convertiții mei spre creștinism vor trebui să treacă tot pe aici. Și atunci va trebui să răspundem cu toții, de atunci l-au făcut milioane de oameni. Mulți au fost persecutați pentru ce au făcut. În acest an care a trecut, 325 de oameni au venit la noi să se boteze, din care 14 oameni, nu-i mult, dar 14 oameni mi-au spus așa, acum nu mai avem ce să mai căutăm acasă, pentru că nu ne mai primește nimeni. În momentul în care trebuie să renunți la ce ai iubit până atunci, în momentul în care trebuie să simți că sabia lui Hristos rupe familii, desparte prietenii, desparte legături de sânge, care sunt foarte puternice, nu? În momentul ăla trebuie să ne înțelegem că botezul ăsta nu e un lucru ușor. Aici au venit familiile cu ei, mare parte, se bucură oamenii de ele, de fiecare. E o mare bucurie, dar să știți că nu totdeauna e așa. Pentru botezul acesta au fost persecutați milioane de oameni. Numai Luther al nostru, a omorât mii de creștini care s-au botezat. Gândiți-vă numai că trăim într-un timp astăzi în care oamenii care vor să trăiască în neprihănire în Hristos vor fi persecutați, spune Biblia. Persecutați. Nu ești persecutat dacă faci o grămadă de porcării și te fișezi cu ele public. Dar în momentul în care stai lângă Iisus Hristos, 100% o să fie o grămadă de oameni care o să dea cu pietre după tine. De ce? Pentru că nimeni nu mai suportă sfinții astăzi. Pentru că sfinții sunt oglinda unei societăți bolnave. Și sfinții arată că societatea este bolnavă. Voi sunteți și termometrul și termostatul acestei societăți. Înțelegeți? Iubiților, nu știu dacă mă credeți, am făcut un studiu, dar mai mulți au fost uciși de biserică decât de păgâni din cauza botezului. Deci în cursul istoriei creștine, mai mulți au fost uciși de către biserică pentru că s-au botezat la vârsta asta decât de păgâni. Dușmanii noștri nu au fost niciodată, vă rog să notați ce vă spun, cei mai mari dușmani ai noștri, cei mai mari ucideri, nu le-au făcut musulmanii. Musulmanii de multe ori au ferit creștinii când se băteau între ei. N-au fost budiștii, confucianiștii, nici atei. Dușmanii creștinismului au fost din interior. Biserici care s-au persecutat unele pe altele și în primul rând din cauza acestui lucru, din cauza botezului. Ce este botezul? Botezul este o acțiune voluntară. Versetul 13 spune, atunci a venit Iisus din Galileea în Iudeea la Ioan ca să fie botezat de el. Atunci a venit Iisus. Cum? Împins de părinți. Împins de tradiție. Împins de obișnuință. Botează-te. Nu. Iisus Hristos a zis așa, haide să ne ridicăm și s-a ridicat și a plecat să se boteze. Simplu. Nici părinții nu i-au spus-o că n-au făcut-o, nici Iosif și nici Maria. Nu era la mod în timpul acela ca un evreu să facă lucrul acesta. Ioan când îi boteza înainte, îi făcea tot pui de năpârci și vipere ce sunt. Dădea cu pumn din ei și apoi băga în apă, zicea, duceți și faceți-vă oameni și apoi veniți la mine ca să vă botez. Iisus Hristos s-a ridicat și a făcut o mărturisire de credință prin actul acesta personal și prin această decizie voluntară, spune cuvântul Dumnezeu. El nu trebuie să fie urmarea unei presiuni exterioare făcute de cineva, ci urmarea unei lucrări lăuntrice interioare, a unei lucrări interioare, a unei lucrări lăuntrice dată de Duhul lui Dumnezeu. Adică nu trebuie să spună cineva, băi, botează-te. Trebuie ca să spună Duhul lui Dumnezeu, să o simți în interiorul tău, să te ridici și să o faci. Dar tu, fiul risipitor, el a plecat voluntar de acasă și tot el voluntar trebuia să se întoarcă acasă înapoi. Înțelegeți? Nimeni nu l-a trimis în lume, dar nimeni nu putea să-l ia din lume decât tot el să vină acasă. De atâtea ori ne frământăm ca să-i oprim pe oameni să nu mai meargă de la noi în lume când vin în biserică. Nu o să-i puteți opri niciodată. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu-i poate, nici dumneavoastră nu puteți să vă substituiți rolul lui Duhului Dumnezeu. Credeți asta? Vor pleca, dar când vor veni, tot ei trebuie să vină acasă. Știți ce a făcut tata? Vine el. N-a dat telefoane, nu s-a milogit, n-a spus că dacă vine fiul acasă, îi face, îi drege, toate aceste lucruri. N-a plâns la telefon spunându, n-a stat să fie șantajat de fiul, n-a mai trimis bani în plus. Ce a spus,
Când e foame, vine el. Lasă că-i să vă face foame. Dacă nu te-ai pocăit până acum, înseamnă că nu ți-a făcut foame, dar nu e o problemă. Dumnezeu poate rezolva și asta. Încă Dumnezeu mai are o cheie asupra vieții tale. Să strângă șurubul vieții. Faptul că ești aici, asta nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu. El vrea să vadă că ai făcut un pas mai încolo și vrea să vadă că ai făcut un pas mai încolo, în credință. Faptul că ai venit în seara aceasta aici, adus de cineva, asta nu înseamnă că cineva, acel cineva vrea ca tu să schimbi religia, ci acel cineva vrea ca tu să schimbi viața. Iisus Hristos n-avea de schimbat nimic și s-a botezat, nu pentru El, ci pentru noi, ca să ne arate calea. A fost o acțiune voluntară, lasă-mă acum! Știți ce problemă există cu botezul copiilor? Fără să intrăm în polemică cu nimeni. Botezul copiilor nu e acțiune voluntară a copilului. Și în curând, Uniunea Europeană o să ne prinde exact cu chestia asta. La Curtea Europeană a Drepturilor Omului să discută dacă nu cumva trebuie ca să interzică în România botezul copiilor mici. Păi ideea că pruncul nu-i întrebat dacă are chef să meargă să fie băgat în cristelniță sau nu. Dar fac o mică paranteză. Dacă cumva îi pocnește pe cei din Biserica Ortodoxă, cum au făcut-o cu Biserica Ortodoxă greacă, dacă așa se va întâmpla cu Biserica Ortodoxă din România, voi să nu vă bucurați. Pentru că și noi aduse rămas dimineața un copil la binecuvântare, pe Mia, pe care nu o întrebarăm dacă e de acord sau nu. Și voi veți fi o pradă la fel de ușoară. E vremea să strângem rândurile acum. Pentru că suntem cu toții loviți. Cred că ați înțeles, nu? Deci dacă se întâmplă asta cu Biserica Ortodoxă Română, să ieșim în stradă, nu să ne bucurăm de răul lor. Că necazul lor e necazul nostru. Dar în momentul în care ți-ai dus copilul mic, cei de la CEDO știu. În momentul respectiv, copilul nu poate să zică vreau să mă botez. Ori botezul valabil este botezul când omul zice... Eu am păcătuit, e viața mea mizerabilă, eu mă întorc la Hristos de aici încolo, eu mă botez în fața acestui nor văzut și nevăzut de martori și eu de aici încolo trăiesc o viață frumoasă și sfântă. Pricepeți? Pe copilul ăla mic nu-l întreabă nimeni și nu vă garantez că numai chef de băgat în apă rea ce n-are el atunci. Nu? Nimeni nu îl întreabă dacă vrea sau nu vrea. Ori creștinii se fac, nu se nasc creștini. Pentru că a spus Hristos că nu din voia unui om, zice Ioan, nici din voia firii, nici din carne, adică din naștere, ci din Duhul lui Dumnezeu ies creștinii și merg mai departe. Botezul spune cât în Hristos v-ați botezat voi, în Hristos v-ați îmbrăcat voi, pentru că trebuie să pricepeți că asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Deci primul lucru pe care să-l notăm este botezul este o acțiune voluntară. Le-am întrebat pe fiecare cine v-a obligat. Au zis că nimeni, dragostea Dumnezeu. Foarte bine. Foarte bine. Veți avea copii și abia aștept ca să aveți copii și voi. Să vă fie copiii și a voștri mari ca să se poarte cu voi cum v-ați purta voi cu părinții voștri. Abia aștept asta. Și când veți avea copiii mari, să nu uitați ceva de la unul care are copiii mari și zbotezați toți. Să vă ferească Dumnezeu să-i împingeți la botez. Arătați-le calea și rugați-vă pentru ei ca Dumnezeu să-i lumineze. Nu-i obligați. Pentru că e același lucru pe care îl fac frații noștri la 6 săptămâni cu ei, numai că voi îi faceți la 18 ani sau la 16 ani. Nu-i obligați. Rugați-vă pentru ei. Să-i constrângă dragostea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Nu voi. La noi au spus, bă, zice, dacă nu te botezi, mă faci de rușine. Deci dacă tu mă faci de rușine pe mine, tu nu vezi nici mașina de la tată, nu vezi nici casa. Te dezmoștenesc. Tu vei fi un viitor hippie.
Așa că de aici încolo alege unde vrei să stai, la tatăl tău acasă sau la vama veche. Punct. Și atunci ce să facă? Să botează. E așa foarte atați de triști. Parcă îi duci la lucru dimineața, lunea. Ce faceți, mă? Ni botezăm, zice și noi. Da? Bă, bravo! Și trebuie să pricepeți în seara aceasta că botezul este o acțiune voluntară născută din dragostea lui Iisus Hristos. Al doilea lucru. Botezul este o mărturie publică. A venit din Galileea la Iordan ca să fie botezat de Ioan, care avea lângă valea aia, lângă Iordan, avea o grămadă de oameni care erau spectatori. Unii erau pocăiți cu adevărat, alții erau gură cască, alții erau farisei și cărturari și oameni de toate culorile. Dar toți erau martori. Și a venit Iisus Hristos, nu noaptea ca Nicodim la Iisus, ci a venit ziua în amiaza mare și a spus: aici sunt! Mă vede cineva? Tot a strigat: da, noi te vedem! Foarte bine ce Iisus Hristos! M-ați văzut 30 de ani, a fost fiul dulgherului din Nazaret. Mă poate dovedi cineva? A spus-o Hristos, nu? Cu altă ocazie a spus-o. Mă puteți dovedi? M-ați văzut pe mine furând? M-ați văzut pe mine vorbind prostii? Nu. Și până acum, bine mă botez, zice Iisus Hristos. Și de aici încolo, dacă aveți probleme cu mine și vedeți că nu-s pocăit, vă rog frumos, spuneți-mi, luați-mă de mânecă. Asta înseamnă botezul, acțiune nu numai voluntară, ci și mărturisire publică. Știți de ce încercăm să ne botezăm într-o găoace de nucă pe-ntuneric noaptea? Pentru ca să nu știe mulți. Pentru ca să nu știe mulți. Avem noi, venit din Biserica Ortodoxă, avem spovedania asta, mărturisirea păcatelor. De obicei o facem undeva băgați în cuști și catolici o fac la fel, să nu-i vadă pe nimeni noaptea, în sfârșit, telefoane sau un e-mail totalmente anonim. Să nu ne doară tare. Există biserici care în schimb fac mărturisirea publică a păcatelor. Ioan cerea această mărturisire publică în care să veniți să spuneți public ce ați făcut. Exact ca în urmă cu vreo 20 de ani în biserica noastră, într-o joi seara, eu predicam, nu m-am văzut că intră un frate în biserică și vine până în față la amvon și mă oprește. Taci! Zice, se întoarce spre biserică, zice, eu nu mai vreau să mai fiu de aici încolo frate cu voi pentru că nu vă merit. Eu astăzi am bătut o babă. S-a luat, nu l-am mai văzut vreo 6 luni de zile numai în spatele bisericii plângându-și păcatul. N-am fost numai ei doi și Dumnezeu, dar n-am mai putut. Și a venit și a mărturisit public păcatul. Aștept ziua aceea în care să avem puterea aceasta să venim și să spunem: nu mi-e rușine, Domnule, de Iisus Hristos, nu mi-e rușine de viața de creștin, nu mi-e rușine de frații mei. Va trebui să-mi cer oare scuze că sunt împreună cu voi pe drum? Dar voi sunteți frații mei și sunteți cei mai grozavi oameni și cel mai groaznic frate al meu, mai bun decât oricare, de fapt. Mă aude cineva ce zic? E fratele meu, nenorocit, ticălos, așa cum e el, dar e fratele meu și sora mea. Deci vă rog în numele lui Iisus Hristos, gândiți-vă că faceți parte dintr-o familie. Nu-i perfectă familia asta. Încercați să ne cunoașteți și veți vedea că nu-i perfectă. Dar noi suntem o familie iertată, nu perfectă. Și asta pentru noi, asta pe noi ne bucură, că spune Iisus Hristos în 1 Petru, îi spune lui Petru și Petru ne spune în 1 Petru 3 cu 21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi, anume botezul, care zice, nu e o curăție de întinăciunile trupești, că pentru asta este apă cu șampon acasă, ci zice el așa, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Asta spune Petru că este botezul. Omul botezat mărturisește schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața
Lui. Și Pavel spune, mie nu-mi e rușine de Evanghelia aceasta, cu nu-mi e rușine să spun, nici am fost înainte și vreau începând de astăzi să-mi schimb viața. Mie nu-mi este rușine ca să mă afișez astăzi cu Iisus Hristos, să spun, da, Iisus Hristos este Domnul meu începând din seara aceasta. Nu-mi e rușine. De ce ne-ar fi rușine? Comportamentul va mărturisi schimbarea noastră și în viața noastră. Adică cum vom trăi aici încolo? Pentru că cel mai simplu lucru din lume ar fi ca dumneavoastră ar fi să credeți că omul pocăit arată într-un anumit fel. Omul pocăit arată în orice fel în care Dumnezeu l-a pus și l-a făcut. Vă garantez că dacă o să vă duceți în Africa, nu o să vă placă tipii aia. Nici cum umul îmbrăcat, nici cum se închină. Dar vă garantez că dacă vine el la noi, nici lor nu o să le placă de noi. Suntem diferiți. Slavă Domnului că suntem diferiți. Noi trebuie ca să afișăm comportament creștin afară, pentru că, de fapt, noi afară dăm examenele vieții noastre. Nu aici înăuntru. Povestea Bonnie Guardian, la un moment dat, scriitoarea americană asta mare, ce a rămas în pană cu mașina, nu știam unde mi-e cauciucul, ca mine, de exemplu. Nu știam unde mi-e roata de rezervă, nici cheile de la mașină. Gândiți-vă că am o mașină de 7 ani de zile și săptămâna trecută am găsit unde sunt cheile de roți. Tot timpul am știut că mi-a furat cricul și cheia de roată. Atât am fost de supărat că era să-mi cumpăr. A trebuit să schimb bateria pe mașină și am descoperit stupefiat că sub scaunul șoferului e și cricul, e și cheia. 7 ani de zile n-am avut o pană. Dacă o aveam, da, păi am judecat pe toți mecanicii la care am fost și că mi-au furat cricul și cheia. 7 ani de zile. Asta e viața. N-am mai mers numai la... Am vrut să mă duc la stomatologi cu mașina. Zic, băie, nu fură. Și ce bune gardienă, a zis, Doamne, s-a început să se roage. Nu știu nimic cheia, nu știu nimic. Unde mi-i roțile de la mașină, nu știu nimic. Sunt pe autobandă și știu că nu știu. Doamne, trimite-mi un înger. Nu durează 2 minute, că apare unul cu motocicletă din aia, o geacă din aia, toată urât la față, așa, bărbos, încâlcit, vâlvoi, se oprește lângă ea și începe să-i schimbe roata și dă drumul să meargă și îi face și zice, uite, asta vă lipsește la mașină, zice, vezi că și uleiul, îi pune și ceva ulei acolo, la care ea rămâne și zice, dar eu m-am rugat să-mi trimită Dumnezeu, Domnule, un înger, zice. La care spune, Doamne, niciodată să nu judecați o carte după coperți. S-a urcat în mașină și a plecat în motocicletă, tot. S-a dus în drumul lui. O să vină vremea în care o să vă dați seama, de fapt, că suntem frumoși, așa diferiți cum suntem. Dumnezeu vrea să vă spună prin mine seara aceasta că botezul e o mărturisire publică a vieții noastre. Și chiar dacă suntem noi ciudați și suntem frumoși prin ciudățenia noastră. Amin. Botezul este dovada ascultării. Ascultați ce spune în versetul 15, mergem mai departe. Eu nu vreau să-l boteze. Dar ce Iisus Hristos, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Pentru că El vrea ca să asculte de Tatăl. Vrea să asculte de Biblie, Iisus Hristos. Dacă asta este drumul, îl fac pentru că vreau să ascult de Dumnezeu. Cea mai bună dovadă respectului pe care noi îl putem avea unul față de un fiu față de tată este ca să-l asculte. Hristos vine pe pământ ca să facă voia Tatălui și spune, eu pentru asta mă botez. Dacă vă întrebați pentru ce vă botezați, nu vă botezați pentru Biserica Sfântă Treime. Dumneavoastră vă botezați pentru că sunteți fiii Tatălui și fiii trebuie să asculte de tata. Și tata a zis, acesta e fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea mea, fiul meu prea iubit. De ce? Pentru că s-a botezat. Eu vreau ca să fiu plăcut tatălui, nu vreau să plac lumea acestea, vreau să plac tatălui. Și dacă tata zice, botează-te, mă botez. Nu? E simplu. E dovada ascultării. De ce îmi ziceți mie, zice Iisus Hristos, Doamne, Doamne, dacă voi nu faceți ce vă poruncesc eu? Dacă voi nu ascultați de mine, sentimentul apartenenței, să știi că ești fiul de tată, e cel mai important lucru. Fiul tatălui, fiica tatălui, fiicele tatălui, suntem împreună fiii tatălui din ceruri. Sunt fiul tău, cum spunea unul dintre poeții noștri, Vasile Gregorian, sunt fiul tău născut din rădăcina ce freamătă de tine toată. O, zice, spre rușinea mea sunt fiul tău.
sunt fiul celui mai de seamă tată. Ești un fiu al celui mai de seamă tată. Nu contează tu că ești fiu, contează el că e tată. Contează cine e tată. Noi suntem fiii tatălui. Și asta e un lucru fantastic de important. Spune în Galaten 3 cu 26 așa, căci toți suntem fii al lui Dumnezeu prin credința în Iisus, pentru că toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați botezat și v-ați îmbrăcat în Iisus Hristos. Observați ce ne face să fim fiii Tatălui. Botezul. De ce? Pentru că ascultăm de Tatăl nostru. Și asta vreau din toată inima ca să pricepeți că aceasta este dorința lui Dumnezeu, să ascultăm de ea. E un mare lucru să știi să asculți. Să știi să asculți de soț, să știi să asculți de părinți, să știi să asculți de păstor, să știi să asculți de șeful de la serviciu. Trăim într-o lume în care fiecare îi sare rapid muștarul, se enervează repede și ar vrea ca să fie independent. Independent nu o să fiți niciodată. Aveți nevoie de ascultare. Citeam povestea unei femei sărace care s-a dus cu fiica să-i cumpere de ziua ei o păpușă. Dar femeia era săracă. A găsit acolo o grămadă de păpuși extraordinar de frumoase, vorbeau, cântau, nu? Era o păpușă care cânta, da, mamă, sunt beată, bă, ce i-a plăcut la fată, știți? Era cu păr așa vâlvoi, știi? Și mama sa, când a văzut cât costă fiecare păpușă de asta, a dus-o la ale mai simple. Dar zice fata, mamă, zice, păpușa asta care era cu vreo 3 lei acolo, asta ce știe să facă? Zice mama sa, păpușa asta, zice, nu știe nici să cânte, nici să vorbească, dar zice, asta ascultă. Atunci zice fata, ia-mi pe asta cu 3 lei, zice, pentru că aș vrea să am și eu o păpușă care să mă asculte. Deci nu una care cântă, nu una care predică, nu una care... Deci una care să asculte. Asta vrea și Dumnezeu. În primul rând, vrea nu predicatori, nu vrea cântăreți, nu vrea, nu știu mai ce pe aici pe biserică, în primul rând vrea copii care să îl asculte. E greu, dar e imposibil. Nu e imposibil. Iisus Hristos zice, eu am venit ca să fac voia Tatălui. Vreau să-L ascult pe El. Asta e lucru foarte important și greu. Apoi, botezul este peceta apartenenței. Ce grozav e ca să porți tricou pentru un... să luptă să poartă, să poarte tricou, eu știu, al lui FC Barcelona sau numai care. Cea mai frumoasă haină care ne arată apartenența noastră e asta. Noi astăzi, îmbrăcați în haine albe, noi arătăm că suntem toți din echipa Domnului Iisus Hristos. Pentru că trebuie să auziți din cer cuvântul acesta care zice, acesta e fiul meu prea iubit. Și face parte din marea mea familie, zice Dumnezeu. Să știi că faci parte din familia lui Iisus Hristos. Unul dintre păstorii, prietenii mei, păstor în Arad, venit misionar din Italia, Franco Petrone, a inventat o cântare frumoasă. Nu știu dacă o cântați voi pe aici. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie regală, familia care iubește, familia Domnului. Ce frumos, îmbrăcate în echipa națională a lui Dumnezeu, nu internațională, cosmică a lui Dumnezeu. Astea sunt hainele noastre, apartenența noastră la echipa lui Iisus Hristos. Deci nu există mai mare bucurie decât asta, să știi că Dumnezeu ne-a pus împreună, că spune că suntem cu toții fii a lui Dumnezeu. Să știi că te cunoaște pe tine Tata. Să știi că Dumnezeu te alege pe tine. Te alege pe tine. La casa de copii, la Beiuș, povestea unul dintre copii când a fost mare, o fetiță, de fapt, spunea că o să vină să le înfieze. Deci cea mai mare bucurie pentru ei știa când cineva o să vină să le înfieze. Și spunea că ne-au așezat pe toate fetițe, o trebuie numai fete.
Ne-au așezat pe toate 14 fetițe și ne-au pus acolo să stăm în față și au venit o familie, soțul și soția. Eu toată noaptea mi-a spus, zice, îngrijitoarea, cred că pe tine te vrea, după ce m-am arătat pozele și dosar, tot să fii înfiată, de mâine pleci la părinții tăi acasă. Și spunea fata asta că s-a dus, au venit dimineața soțul și soția să-i aleagă, stăteam toată noaptea, n-am dormit de emoții, zice fata. Și în clipa în care o trecut pe lângă mine de emoții, am făcut pipi pe mine. La care bărbatul n-a observat lucrul acesta, dar femeia, soția lui, a zis, nu luăm pe asta, zice că probabil că e bolnavă, că uite ce-a făcut pe ea. Au trecut pe lângă mine și de acolo viața mea a luat-o în jos. Aveam 7 sau 8 ani de zile când trebuia să fiu înfiată, după aceea, zice, la 9 ani a fost violat odată, la 11 ani a doua oară și tot așa. Plină de păduchi, bătută, nenorocită, cu un ochi lovit, viața mea a luat-o la vale. E bine, vreau să înțelegeți că în seara aceasta buni nu suntem niciunul. Dar Iisus Hristos vine și zice, îmi place de tine. Vreau să te înfiez, să fii în familia mea. Deci toți suntem, scuzați cuvântul, scăpați pe noi, nenorociți. Știu că nu-i grozav, dar asta e viața noastră. Niciunul nu arătă în grozav, credeți? Iisus Hristos nu zice, eu nu pot să-l iau pe ăsta, că ăsta nu-mi place de el, mai are barbă. Nu-mi place de ăsta, zice, uite și azi noapte a fost nu știu pe unde. Sau de asta nu-mi place de fel. Are niște gânduri în cap că te sperii. Și Hristos nu. Eu am loc pentru toată lumea. Pentru toți. Eu am pentru toți. Viața trebuie împărțită. Suntem din familia aceasta și trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Vine câte unul pe-n țară, pe la noi și zice, pastore, ajutați-mă și pe mine că mi-e soarsă acoperișul. De unde vii? Și că vine din Moldova, nu știu pe unde. Și l-a trimis pastorul cu o ștampilă. Și eu trimit la pastor, spun, uite, îți trimit 5 litri de benzină, dă-ți foc la biserică. Dacă ăla trimite un om din Moldova pentru un acoperiș de casă până în Beiuș. Măi, oameni buni, și dacă ne luăm fiecare 3 țigle de pe casa noastră și o punem pe casa lui, dar biserica trebuie să fie biserica, familia lui Iisus Hristos. Biserica lui Iisus Hristos. Tot de la casa de copii, că eu am o grămadă de întâmplări cu casa de copii, povesteam despre portocala lui Marcel. Ce eram toți, o dată pe an dădeau o portocală. Pe vremea lui Ceaușescu, dacă țineți minte, povestea cu portocalele. Eu am mâncat până la 18 ani o singură banană. O banană care am primit-o, a primit-o tata pentru mine de la serviciu când aveam vreo 9 ani, dar am primit-o verde. Și a zis bunicul meu, mă, zice, bag-o în fân, în căpița aia de paie, ca să se îngălbenească. N-am dormit o noapte vreo 3 nopți. Dacă o fură cineva, dacă m-a văzut pe cineva că am băgat o banană în căpiță, știi? Am mâncat-o tot verde până la urmă, pentru că am zis, mai bine o mănâncă tu verde decât să o păzăști noapte să vină satana ca tu să o ia de la... Marcel povestea de asta. Înainte cu o zi, zice, înainte cu o zi de a ne aduce portocala, ne-a spus în fiecare zi, vă dă câte o portocală. Fiecare vă dă câte o portocală. Nu știu ce mi-a trecut în cap, povestea și eu, luam teatră, dădui prea tare, drept în geamul de la direcțiune. Jos geamul directorului. Cine a făcut? Tu? Nu, nu nimic, zice, nu mănânci portocală. Mâine. Stăteam toți în față, fiecare a venit șefa cu o portocală, 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 când a ajuns în dreptul meu, săritură, portocală. O visasem, nopți întregi o visam, cum o desfăceam, cum o mâncam, în sfârșit. M-am culcat plângând. Colegii mei s-au dus să-și mănânce fiecare portocală. Pe-ntuneric, pe la ora 12 noapte, zice, m-a bătut pe umăr unul și a zis, hai că să-ți mănânci portocală. Ce portocală? Portocala ta. Ce-ar făcut, zice? O rupt o portocală și a luat coaja de la ea complet în două. Copiii el alți. Și fiecare a pus câte o bucățică. Una, două, trei, patru, cinci. Fiecare și-a dat bucățica, o pus-o înapoi în coajă și mi-a dat-o. Noaptea aceea am avut și o portocală, zice. Câte o bucățică de la fiecare. Niciunul nu o să reușiți în viață să aveți un întreg.
dacă nu vă dă fiecare câte o bucată. De aceea sunt aici ca să vă predic, de aceea sunt aici ca să vă cânte, de aici sunt ele ca să vă invite, să vă spună. Trebuie și un bărbat în seara asta, măcar unul, în apă. De aia ne-a rugat pentru asta, de aia am făcut seara asta, pentru că viața e o portocală care trebuie să o împarți cu altcineva. Cred că înțelegeți. Nu, eu așa văd lucrurile. Nu mânca singur, că nu merită. Pentru că numai așa puteți ca să aveți bucuria cerului. Pentru că spune Iisus Hristos, spune Biblia că atunci când Iisus Hristos când Iisus Hristos a ieșit din apă, s-a întâmplat ceva. Știți ce s-a întâmplat când a ieșit Hristos din apă? S-a deschis cerul. Pentru mulți nu o să se deschidă cerul. Ascultați și vă spune până nu vă băgați în apă. Am învățat în anul acesta că eu tot mi-am schimbat. Într-un an de zile, toată teologia mea cu privire la botez. Au venit oameni care n-au simțit că s-au deschis cerul până nu au intrat în apă. Că Dumnezeu zice așa, dacă vrei să vezi, trebuie să crezi și să asculți. Știți când s-a desfăcut apele, când au trecut Iordanul, preoții, când au pus piciorul în apă? Până atunci nu se desface nicio apă. Știți când s-a desfăcut Marea Roșie? Când a pus Moise piciorul în apă. Până atunci nu o să se desfacă nicio apă. Știți când o să primiți binecuvântarea, poate? Când o să pășiți în apa asta. Când Dumnezeu zice, vreau să văd un pas al credinței tale. Vreau să văd un pas al credinței tale. Ne pregătim și să cântăm în seara aceasta. Ne pregătim de botez acum, primul lucru care îl facem. Te rog, ajută-mă la orgă, pentru că vreau să închem într-un minut. Uitați cu ce am început, cu o vamă. Și știți cu ce o să sfârșesc, cu o vamă. Dumnezeu așa a îngăduit ca de la 18 ani să lucrez într-o vamă, cea mai mare vamă din țară. Pentru cei care sunteți mai în vârstă, aduceți-vă aminte de anii pe care vi spun. 85, 86, 87. La Stamora Moravița, 40 de treceri pe noapte. Fugeau românii ca nebunii, ca nebunii. Îi împușcau grănicerii, unul dintre grănicerii mei a fost sergent pe frontieră, unul dintre grănicerii mei i-a tăiat capul și într-o noapte am găsit capul pe bornă. Deci, o lume de nebuni. Pentru bărbați, vă spun numai atât, poate mă veți înțelege bătrânii, atât am tras cu armele că le puteam încărca pistoale mitralieră, ținându-le de țeavă și făcând doar o dată atât. Pentru că atât erau de slabe arcurile de la arme. Viața unui om valora 3,50 lei. Atât era un tub de cartuș pe care trebuia să-l dăm înapoi. E bine, eu trebuia să controlez un tren. În fiecare dimineață asta era slujba mea. Eram ultimul om împreună cu ofițerii de securitate și împreună cu vameșii controlând un tren în care n-avea voie să se ascundă nimeni. Omul și pașaportul. Omul și pașaportul. Patru vagoane, de obicei cam 50 de oameni în patru vagoane, ultima linie spre fericire. România, Iugoslavia, din Iugoslavia plecau pe la Triest, Italia și apoi mai departe. Sau puteau să fie preluați direct din Iugoslavia și duși în Australia, sau duși oricum în lumea aceasta liberă. Dar îi despărțea un tren. 200 de metri. Și un om. Eu. Ultimul. O dimineață pe care îi prindeau, îi băteau până când nu mai cunoșteai. Aveau capurile așa de mari. Nu mai știai unde au ochiul și unde au nasul. Mă duceam cu o cheie specială și deschideam toalete, deschideam spălătoarele de la tren, ca ofițerii să vină în spatele meu să vadă că nu-i nimeni. Și omul să fie în compartiment, nu în toaletă, nu în spălător, cu pașaportul în mână. Mă duc și deschid, văd că o toaletă nu se deschide. Aveam cheie specială, ba cheia, dau toaletă, un copil de vreo 11-12 ani. O căciuliță din aia pe cap cu ciucuri, o geantă din aia Capris, cum era atunci, albastră cu alb, o ținea mână, plină. Și zic, sârbește, pasă și... Nu înțelege. Pașaport. Ce n-am? Ofițerii erau la 10 metri în spatele meu. Și zic, cum n-ai, mă, pașaport?
unde vrei să mergi? Pe ce vreau să mă duc din țara asta. Suntem acasă, nouă frați, automat pocăit, știți, din Bistrița. Părinții n-au ce să ne dea, ce să facă cu noi. M-am gândit să plec. Primul lucru pe care m-am gândit, luminat de Dumnezeu în clipa aceea, nu mai știu ce să fac. În momentul în care au venit ofițerii mai aproape, l-am scos din toaletă, am închis ușa, l-am îmbrățișat și am început să pupă el. Zice, cine e? Vărul meu, zic. Au venit să mă vizitează, mi-au adus de acasă cărnați, mi-au adus de acasă slănină, zic. No, bine. Să ne dai și nouă. Atunci să mâncați, m-am gândit eu. M-am dus, l-am coborât în gara, m-am dus și am cumpărat bilet înapoi spre Timișoara. A zis, niciodată să mai faci asta, ești prea tânăr ca să mori. Vei ajunge într-o zi, ascultă-mă. Vei ajunge într-o zi singur, la Marea Vama. Ai auzit de ea? La Vama. Aici e lumea în care ai trăit. Ai trecut peste Valea Umbrei Morții. Aici e Vama lui Dumnezeu cu sfinții, îngeri și cărțile. Cu tot ce ai făcut în viață, cu tot ce ai gândit, cu tot ce ai trăit. Dincolo e cerul sau iadul. Când vei ajunge în fața vămii, vei auzi un strigăt. Pașaportul. Pașaportul. Cine ești? Știți ce va trebui să fie atunci? Un înger care să vină să deruleze filmul vieții tale. Să vadă toți. Să vadă cine ai fost, cine ai gândit, ce ai trăit, ce ai iubit, ce n-ai iubit. În clipa aia o să se bată genunchii, o să mori, dacă ai fi în viață, iar mai muri o dată. Singur, fără popă, fără mamă, fără tată, fără frați și surori, fără prezbiteri, fără nimic. Numai tu. Singur. Când vei auzi cu groază, duceți-l în foc. Că n-are pașaport. Ce ai zice să vină Iisus Hristos de undeva, să te ia în brațe și să spun, lăsați-l să meargă, mă. Că-l cunosc eu. Vasile Voiculescu, unul dintre cei mai mari poeți români, a fost și medic. La marea sărbătoare, curând, a morții mele, pe lângă albul înger cu aripe de gheață, te rog, adânc fierbinte, în clipele acele, cu sfântul sânge, să fii și tu de față. Haideți să ne ridicăm. Seara asta pot să-ți promit că dacă te botezi și crezi că Iisus Hristos te poate mântui, Dumnezeu îți va da ceea ce crezi, ceea ce gândești. Poate că toți de aici sunteți botezați la o vârstă matură. N-am întrebat, n-am pus să ridicați mâna care veniți și care nu v-ați botezat biblic. Poate că unii ați amânat dintr-un motiv sau altul, poate că unii ați trecut din tot timp la viață. Nu întreb în seara asta dacă vrea cineva să se pocăiască, ci întreb în seara aceasta dacă este cineva care vrea să facă un pas mai încolo, să se boteze. Nu o să fac chemarea după botez, ci acum înainte, până nu-i vezi.
până nu le vezi. Lăsăm un minut la dispoziție și dacă este cineva, am zis câtă vreme voi trăi și voi face botezuri, voi face chemare și dacă este cineva care vrea să ajungă cu Hristos de mână în împărăția Lui, va trebui să facă un pas al credinței în seara asta. Avem haine albe, nicio problemă noi. Într-un minut te îmbraci, pentru că cei care cu Hristos v-ați îmbrăcat, în Hristos v-ați înmormântat și în Hristos ați înviat. Doar un minut lăsăm la dispoziție, că apoi începem să ne rugăm cu toții pentru aceste patru candidatele noastre. Poți să fii cu ele în împărăția Dumnezeu, poți să fii cu noi în împărăția Dumnezeu. De tine depinde. Dacă este cineva care vrea în această seară să se pocăiască, un minut la dispoziție. Biserica începe să se roage. Toți de aici ne rugăm. Toți de aici ne rugăm. Mijlocim pentru oamenii aceștia. Nu te chem la biserica aceasta. Poți să te duci unde vrei. Te chem la Iisus Hristos. Continuați să vă rugați. Iisus te iubește. S-au rugat părinții pentru tine, mama ta, taică-to, bunicii tăi. Ai ajuns în țara aceasta în care trebuie să plângi, în care trebuie să o iei de la capăt, în care trebuie ca să-ți vezi viața cum se duce, să-ți vezi viața cum se rupe, să vezi viața cum se frânge. Mai sunt 30 de secunde, apoi începem botezul. Continuați să vă rugați în duhurile voastre, mijlociți. Poate e prietenul de lângă voi, poate l-ați adus în seara asta la biserică. Tată Ceresc, în această seară ne închinăm înainte ta și îți mulțumim că tu poți să faci minuni. Continuați să vă rugați, mai sunt 10 secunde. Pentru că numele lui Iisus Hristos e mare, e puternic și e tare. Știți ce facem acum? Vreau să vă rugați pentru fetele acestea care se botează. Toate vin din necaz, din suferință. Toate vin din probleme și frământări. Rugați-vă ca Dumnezeu să le binecuvinteze drumul. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea biruință în ceea ce fac. Toată biserica se roagă și cere binecuvântarea Domnului peste botez și pentru botezul din această seară. Ne rugăm cu toții Domnului.